Am renunțat să vin la serviciu cu mașina. Am ales trotineta electrică și am început să iubesc mai mult diminețile. Mi-am început activitatea la Moltelecom în anul 1998, imediat după facultate. În 21 de ani de activitate, am fost parte la cele mai importante lansări de servicii, atât pentru companie, cât și pentru țară. Iar începând cu anul 2010, am fost ales de echipă să conduc serviciul operare și mentenanță rețele celulare. Sunt pasionat de fotografie și cred că soarta nu în zadar m-a dus la Moltelecom. Munca mea presupune asigurarea bunei funcționări a rețelei celulare pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Datorită efortului de echipă și echipamentelor performante, am reușit să fim certificați drept rețeaua cu cea mai bună calitate voce și cea mai mare acoperire 3G. În același ritm vom continua să inovăm și să avansăm tehnologic la capitolul rețele mobile. Dar cei mai importanți sunt oamenii. Cum spunea tata, totul se face cu oameni. Echipa noastră numără 28 de ingineri, iar cel mai plăcut lucru este atunci când munca este apreciată de colegi. Este plăcut când totul se îmbină organic, munca, pasiunea pentru mișcare și pentru fotografie. Datorită mobilității pe care mi-o oferă trotineta, în drum spre serviciu reușesc să prind momente unice. Sunt Mihai Iovu, șef serviciu operare și mentenanță, rețele celulare.